iată, din nou apa. Acolo putem observa asmita, putem observa și o macara. Dar cel mai interesant, aici, natura bate la ușa ta. Pentru că avem lebăda de vară, avem corcodelul mic, avem corcodelul mare, avem cormoranul mic, stârcul de noapte și un caiac. Orice femeie se poate da cu caiacul. Și gravidele, iată. Zona asta, ce călăuza lui Tarkovski, no. Văcărești, rața mare, găinușa de baltă, rața cu cap castaniu, probabil, rața roșie, lișița! Lișița, unde-i lișița? Ia, să facem o mostră natur. Da, avem aici o lișiță. Avem o lișiță, nu? Bineînțeles, mai sunt și alți oameni. Și mai am câteva păsări. Pescărușul râzător. Cucul presura de stuf. Chirighița cu obraz alb. Lăcarul mare. Lăcarul mare. Aș vrea și eu să găsesc aici un lăcar mare. Această lișiță cu oamenii este foarte frumoasă. Iată. Oameni lișițe pare a fi un concept hiperintegrat. Sunt extrem de încântată de acest loc. Lișița este în continuare acolo, blândă. Aici avem niște mostre de beton, apă, papură sau stuf. Nu știu de asta, e papură sau e stuf? E stuf, că papura, da. Sunt niște țepușe, ca niște mici. Uite papură. La țeapă. Da, acolo avem papură, corect. Papură, papură. Țara lui Papură Vodă. Iată, aici îl găsim și pe Papură Vodă. Dacă asanăm, poate vom da de osemintele lui Papură Vodă. Pe cărăruie și aici mai avem un panou de prezentare râzăresc. Niște pomișori înfloriți. Pe aprilie. O potecă mai mare. Brusc mă simt ca la festival. Este festivalul biodiversității urbane. Păsări de apă. Lebăda, din nou, rața roșie, oaspete de vară, corcodelul, chirighița, gata, plecați de aici că tulburați, tulburați. Delta Văcărești, o cântare.